lumea nu mai avea răbdare. Lumea ne făcea curte. Cei care citesc ziarele din acest răstimp de 2 ani, și dintr-o tabără și dintr-alta, rămân uimiți. Niciodată nu s-a scris așa de mult, așa de frumos, așa de ademenitor despre România. Țara asta minunată, veniți cu noi, sunteți grozavi, sunteți veniți cu noi. Sigur că Brătianu rămâne distant, era supranumit Sfinxul și nu ia nicio decizie. Este singurul politician adevărat pe care noi l-am avut. Știu să cântărească exact, a știut să fac o țară atât de mare, a modernizat. Gândiți-vă numai câte sute de școli au fost inaugurate între 1922 și 1926, între guvernarea aceea a lui mai lungă de după război, pentru că moare și el în același an cu regele și ar fi fost extraordinar dacă mai trăia un deceniu. Pentru că România cred că s-a modernizat atât de puternic încât am fi fost și noi, nu neapărat asemănătoare Cehoslovaciei, dar în orice caz poate la nivelul unor țări mult, mult mai puternice. E un răstimp de 2 ani în care, chiar dacă starea de spirit, chiar dacă opinia publică s-a manifestat sub formă de conferințe, de publicații, de plecări în străinătate, de discursuri înflăcărate de partea Antantei, să recuperăm Transilvania, sigur, ăsta era gândul principal. Dar mai era ceva. Trebuia să ne pregătim. În momentul când intrăm, aveam garanții. Totdeauna am avut garanții și în al doilea război mondial am avut garanții din partea occidentalilor. Și astăzi nimeni nu vorbește de anularea acestor garanții care a determinat și niște hotărâri. Același lucru s-a întâmplat și în primul război. În vara anului 1914, în momentul în care în Europa izbucnește primul război mondial, România este condusă de un guvern liberal care l-are ca prim-ministru pe Ionice Brătianu. Și am putea spune că Ionice Brătianu, alături de regele Ferdinand, au un rol major în luarea acestei decizii complicate, intrarea României în război alături de Antanta și împotriva puterilor centrale. Ionel Brătianu este cel care a condus guvernul războiului, cum a fost denumit acest guvern, pentru că este guvernul care pregătește intrarea României în război și care participă la luarea acestei decizii. Din ceea ce avem noi ca istorici la dispoziție astăzi, putem spune că totuși, pregătirea intrării României în război nu a fost leznicioasă și guvernul lui Ionel Brătianu poate fi acuzat sau, mai bine spus, i se pot imputa diverse măsuri care au încetinit, de fapt, această pregătire. Pentru că, trebuie să recunoaștem, România intră în război în vara anului 1916 nepregătită. Iar asta se vede foarte bine. Se vede, în primul rând, din punct de vedere al dotării tehnice a armatei române, care nu reprezintă o dotare care ar fi putut să facă față armatelor inamice, superior dotate tehnic. De asemenea, trebuie să spunem că și din punct de vedere politic s-ar fi putut face mai mult, fie și numai dacă ne gândim la faptul că Ionel Brătianu a încercat inițial să amâne cât mai mult momentul intrării României în război, a încercat să amâne acest moment până când victoria ar fi fost clară de partea Antantei, numai că lucrurile n-au stat deloc așa, războiul se transformă destul de repede într-un război de uzură. Dacă în primele luni ale anului 1914 fiecare putere combatantă are certitudinea că ea va obține victoria repede, până la Crăciun, războiul izbucnește în vară, s-a văzut destul de repede că nicio putere nu poate înclina balanța într-o manieră atât de categorică în favoarea sa. Sigur, au fost și niște condiții obiective, dacă vreți.
aprovizionarea noastră în primul război mondial, fiind aliați cu rușii, se făcea prin Vladivostok. Deci se duceau produse englezești, americane la Vladivostok, străbăteau nesfârșitul pământ al Rusiei și ajungeau la noi. I-a fost reproșată lui Ionel Brătianu. A avut dreptate? Se pare că da. Dar a venit un moment, atunci, în august de Sfântă Mărie, 1916, când România a trebuit totuși public să se decidă și s-a decis în favoarea Antantei. El a fost, în fine, a dominat lumea politică din acel moment. Era un om care reflecta mult înainte să ia o hotărâre. Și de asta era uneori criticat, că nu era mai rapid, dar se gândea la toate posibilitățile pro și contra a unei măsuri care putea să fie luată. Și de obicei a luat măsurile cele mai bune pentru România, pentru că el se socotea ca un servitor al României. Asta era concepția acestor oameni. El a realizat practic ceea ce România a devenit, a pus bazele acestei dezvoltări actuale ale României. Putem spune treaba asta. Pentru că pe aceste baze s-a clădit un regim într-adevăr democratic și cât mai benefic pentru cetățenii acestei țări. O serie întreagă de legiuiri care au fost, care au dus la dezvoltarea asta și economică deosebită în perioada respectivă și pe urmă dusă mai departe tot de alții fruntași liberali până la dictatura regelui Carol al II-lea. I se spunea la un moment dat vizirul. El era foarte pătruns de această datorie pe care o are el față de această țară. Ionel Brătianu este prim-ministru pe parcursul întregului mare război, 1914-1918. Este cel care militează pentru intrarea României de partea Antantei, cel care negociază condițiile acestei intrări în război cu aliații, cel care, sigur, se ocupă mai bine sau mai prost de pregătirea și înzestrarea armatei. De altfel, aici a fost una dintre acuzele principale împotriva lui Brătianu aduse de adversarii săi conservatori, aceea că, dacă nu el personal, cel puțin unii dintre protejații lui au contribuit la dezastru armatei române din 1916 și ne amintim aici de un nume de tristă amintire, generalul Iliescu, șeful statului major al armatei române, care n-a fost un general prea competent și care, da, era un apropiat al lui Brătianu și al liberalilor. De altfel, victoria în 1918 nu este obținută de puterea care obține pe câmpul de luptă victoriile militare decisive, ci de tabăra care a reușit să reziste mai mult din punct de vedere economic, din punct de vedere logistic, din punct de vedere al susținerii efortului de război. Ionel Brătianu a început încet, încet să-și dea seama că nu va putea amâna această decizie pentru că presiunile diplomatice care veneau asupra guvernului, asupra României, din toate părțile, erau teribile. Și atunci, în vara anului 1916, în fața ultimatumului pe care guvernul îl primește din partea Marii Britanii și al Franței, Ionel Brătianu, de acord cu regele Ferdinand, sunt obligați să ia această decizie.
în momentul în care se prefigura tot mai clar eșecul campaniei din 1916, familia Brătianu a luat o decizie foarte grea, dar pe care trebuie să o subliniem. În sensul că, în urma Consiliului de Familie, s-a luat decizia ca bărbații cu funcții de răspundere, Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu, Dinu Brătianu, să plece alături de armată, de guvern și de casa regală în refugiu în Moldova, la Iași, în timp ce femeile familiei Brătianu au rămas la București, au rămas în România ocupată de puterile centrale. Știau foarte bine ce risc își asumă aceste doamne, rămânând în partea de țară ocupată. Știau foarte bine ce riscă bărbații plecând în Moldova și lăsându-și în Muntenia soțiile și surorile și mama, pentru că și bătrâna Pia Brătianu va rămâne și ea aici. Dar cu toate acestea, familia a avut puterea să ia această decizie pentru a oferi un model societății românești. Autoritățile puterilor centrale, după ocuparea Munteniei și a Bucureștiului, le vor aresta imediat pe aceste doamne. Ele au fost internate la Mănăstirea Pasărea, iar Sabina Cantacuzino, sora cea mare a lui Ionel Brătianu, ne-a lăsat foarte interesante și utile pagini de memorialistică în care se referă la lunile petrecute în arest, documente foarte importante pentru noi, pentru a înțelege o stare de spirit și pentru a înțelege, până la urmă, decizia familiei Brătianu.